Ce bită, noi moineștenii de data asta, de a primi în mijlocul nostru mari personalități din județ și din afara județului. În primul rând, vă prezint ca pentru auditoriu pe domnul Culiță Ioan Ușurelu de la Vrancea, membru al Uniunii Scriitorilor din România, redactor șef la Salonul Literar din Udovești, din Focșani, director al editurii Salonul Literar, președintele Ligii Scriitorilor din Vrancea, directorul Festivalului Internațional de Creație Vrancea Literară și alte și alte legate de el să trăiască. Este împreună cu soția lui, doamna Zenobia. Doamna Zenobia. Apoi domnul profesor Isaiche, profesor doctor și cu toate titlurile posibile pe linii de filologie, critic literar deosebit. Domnul Ioan Fercu, o somitate. Nu știu dacă ați mai fost în Moinești vreodată. Am fost vreo patru ori președinte. De vreo patru ori. Ei, acum e a cincea oară. Așa. Este o mare personalitate. Critic literar, doctor în știință filologice și mare șef la Buhuș. Buhuș e tot în județul Bacău. Da, bine. Apoi, ne mai onorează cu prezența dumnealor, băiatul de la Timișoara, Iulian Ioan Iosip, este rudă cu Irina, de asemenea, preacucernicii părinți, Mihai Măneilă, de la Târgoviște, deci târgoviștean din poduri. Domnul Mitropolit, iertați-mă, părintele Moraru, care a fost aici protoiereu, domnul Parfeni Dumvitru, o bomboană de om din toate punctele de vedere, și cu domnul Oltu, care este ajutor de... Ajutor de mitropolit, bun, da? Apoi, personalitățile deci pe care le cunoaștem, părinții Irinei, Gică și cu Mărioara. Mărioara, Gică Iescu și cu Mărioara. Niște oameni deosebiți, modești și la locul lor. Să nu stea în picioare. Uite, aveți loc pe scaune. Uitați, căutați-vă un loc. Vă rog. Nu trebuie să stați în picioare. Acum, două vorbe despre program. O să începem, cum este și normal, datorită conjuncturii în care ne întâlnim, să ascultăm un scurt tedeum susținut de personalitățile pe care vi le-am prezentat. Vom oficia întâi pe scurt slujbă pentru pomenirea Irinei, personajul principal al cărții pentru care am venit aici, și apoi o slujbă de tedeum sau de mulțumire pentru autor, pentru personalitățile prezente și pentru dumneavoastră, nu în ultimul rând, bineînțeles. Aș dori să... Faceți și o notă pentru cei din familie. Nu, pentru toți, pentru dumneavoastră și cei din familie. Pentru pomenic vii. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Cela ce prin adâncul înțelepciunii, cu iubirea de oameni toate ne chivernisești,
și ceea ce este de folos tuturor ne dăruiești. Bunule, ziditorule, fă odihnă, Doamne, și sufletului adormitei roabei tale, că-ți spre tine nădejde și-a pus spre făcătorul și ziditorul și Dumnezeul nostru. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pe tine zid și de mate avem și rugătoare bine primită către Dumnezeu, pe care ne l-ai născut născătoare de Dumnezeu nenuntită, a credincioșilor mătuire. Omenește, Doamne, sufletul roabei tale, odihnește, Doamne, sufletul roabei tale. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, pe mari mila ta. Rugăm, reții, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Când rugăm pentru odihna sufletului, adormit, Doamne Zăuirii, la cu tot neamul cel adormit, și pentru ca să-i se ierte toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Ca Domnul Dumnezeu să așeze sufletul ei în redenție, să se odihnesc mila lui Dumnezeu, împărăția cerului, și iertarea păcatelor ei de la Hristos, Împăratul cel fără de moarte, și Dumnezeul nostru să cerem Domnului să ne rugăm. Dă, Doamne, Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeul duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea, pe diavol ai surpat și ai dăruit viața lumii tale, însuși, Doamne, și sufletul adormitei roabei tale, Irina, odihnește un loc luminat în locul verdeață, în loc de odihnă, de unde a fugit toată durerea, întristarea și suspinul. Și orice greșeală ce a săvârșit ea, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă ei. Dumnezeu să ierte. Că nu este om care să fie viu să nu greșească, numai tu, singur, ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptatea în veac și cuvântul tău adevărul. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna adormitei roabei tale, Irina, Hristoase Dumnezeul nostru, și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, cu preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinții, odihnește, Hristoase, sufletul adormitei roabei tale, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără. Născătoarea de Dumnezeu și Maica Luminii, tu cântă cinstindu-o să o mări. De Dumnezeu al vedea nu este gudință oamenilor, spre care nu gutează căută oștile îngerești, iar prin tine preacurată s-a arătat oamenilor cuvântul întrupat, pe care slăvindu-l cu oștile cerești pe tine te fericim. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Stăpâne mult îndurate, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai dat Sfinților Ucenici și Apostolul cheii de Împărăției Cerului, iar după Sfântă învierea ta de a treia zi cu Harul tău, le-ai dăruit puterea de a lega și dezlega păcatele oamenilor, ca să fie legate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au legat, și tot așa să fie dezlegate și în cer, câte de dâns și pe pământ s-au dezlegat. Cel ce prin nesfata iubire de oameni, ne-ai învrăncit pe experiențele slujitori să fie moștenitura aceeași pe Sfânt dar și Har, ca și noi de asemenea să legăm și să deslegăm ce le se întâmplă în poporul tău, spre Abule Împărate, prin noi,
smeriță și avem slujitori, iartă adormite roabe tale Irina, cum pomenit. Orice a greșit în această viață și iartă toate cât a păcătuit, cu cuvântul sau cu lucrul sau cu fapta, cu gândul, destrăgând legătura pusă în orice chip asupra ei, cu care ea însă își din mânie sau altă pricin s-a legat pe sine. De la arhiereu, de la preot sau de la altcineva a suferit o alunecare ca această lucrare diavolului binevoiește prea bună și mult îndurată. Ca sufletul să așeze cu sfinții care din veac bine plăcuția turpul să se dea fiile de tine zidite, că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Prea cu cerice, Părinte, binecuvintează! Cea mea din nou, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților, Vieților, tuturor daților apostolilor, ale Sfântului și Dreptului de lasă, cel în viața patra zi, din nou sufletul, la Dumnezeu, la Vesare, Irina, cea mutată de la noi. Cotul Dumnezeilor să-L așeze sub adeasă de dumneavoastră și când se numeria pe noi să ne miliască ca un bun și de oameni viitor. Amin. Într-o fericită adormire, veșnică odihnă de Doamne, sufletului adormite roabei tale, Irina, și fă ei, Doamne, veșnică omenire. Veșnică să o numeria pe noi, să ne miliască ca un bun și de oameni viitor. Amin. Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce prea înțelept pe pescari ai arătat, trimiță dumnelor Duhul Sfânt și printre și noi. Iubitorule de oameni, mărire-ți-e! Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, binecuvântare, cercetare, lăsare, iertare, păcate, spor și binecuvântare în viața robilor prezenți care se pomenesc la această sfântă slujbă, celor care au contribuit la această întâlnire de astăzi, domnului Gheorghe Jadiscu, cu familia, împreună cu domnii Curiță Ioan Ușurelu, Isachi Petru, Ioan, Iscu Gic, Iscu Mărioara, Minor Mădărina, Sândulache Luminița, Randaburu Ionica, Năile Dan, Iscu Jean, Iscu Dumitru, Iscu Maria, Zaharia Elena, Neșu Ioan, Albu Cristina, Lăcrămioara Fercu, Fenea, Costea Viorel, Grigoraș Elena, Bibir Elena, tuturor acelor care din binecuvântate pricini sunt trecuți aici, dar sunt prezenți și fizic și sufletește mai ales, pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne păzească pe toți, de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc de sabie, de foc de schimb, de pedici, de patim, de răutăți. Mulțumire aducem Bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul primit de la dânsul material și spiritual de omnicesc.
auzi-ne și ne miluiește pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște rob nevrednici cu frică și cu cutremur, mulțumim milostivii tale, Mântuitorule, Stăpânule al nostru, Doamne, pentru binefacerile pe care cu meșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi. Cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem doxologie și cu umilință strigăm, izbăvește din toate nevoile pe robii tăi și ca un milostiv plinește totdeauna dorințele noastre ale tuturor. Cu dea din sunergănție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Carice-te mâine cu bun miros și ca o ardere de tot, bine primite să fie, pentru tot bunurile stăpâne, această mulțumire a noastră înaintea slavei tale și trimite totdeauna, ca un îndurat, robilor tăi, mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește pe robii tăi de toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași, pe ei, biserica ta cea sfântă, orașul acesta și tot poporul tău. Și dăruiește tuturor sănătate, lungime de zile, sporire în toate faptele bune. Ne rugăm ție, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Să miluiești și pe de oameni, Dumnezeu ești ție slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurește toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și de oameni atâng neajunsă. La ta slavă că sunt cu frică și cu tremuri, ca niște robi nevrednici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefaci care au fost ați pe robilor tăi prezenți și pomeniți și nepomeniți la această sfântă slujbă din binecuvântate plice și care au contribuit la această întâlnire de astăzi material și spiritual duhovnicesc. Și ca pe Domnul Stăpân și Binefăcător te slăvim, îți cântăm și te lăudăm și iarăși că înaintea ta mulțumim, rugând cu milință nevăsurează de toată milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăcelor robilor tăi, cu milostivirea vrem să sumulească cei, așa și de acum înainte vrednicește, să sporească în dreapta credință, în dragoste că te dești aproape și toate faptele bune și adobâinele tale binefacere împreună cu toți credincioși și robii tăi. Mântuiește-ne, Doamne, pe toți de toată reaua întâmplare, dăruiește-ne, Doamne, pace și liniște. Și ne vrednicește pe toți totdeauna greșea când ați cel fără început al tău, Părinte. Vrea sunt de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecii noi. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează. Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale și ale tuturor sfinților săi, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni viitor. Amin. Robilor tăi, Doamne, prezența aici, această întâlnire și pomeniți cu toate familiile lor. Dă-le, Doamne, sănătate, zile îndelungate, pace, binecuvântare și ajutor în viața lor, prosperitate materială, spirituală, duhovnicească și toate de folos pentru mântuire și ne păzește, Doamne, într-un mulți ani, mulți ani trăiască. O, mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce dori. Este pe dâși într-un mulți ani. Să fie viața numai lumină, ca în lumină să dă-i lumină, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți. Și păzește, Doamne, într-un mulți ani. Mulți ani. Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Dumnezeul nostru,
Miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să dea iertare de păcate și mântuire roabei Irina, pe care am cunoscut-o din copilărie, care a fost colegă și cu băiatul meu aici în zonă, colegă de clasă, iar părinților și tuturor celor prezenți și celor care ne-au chemat aici, sănătate, iertare și mântuire. La mulți ani, cu bucurie. Doamne ajută! Dragi prieteni, o secundă. Un coleg atât de modest. Am să fiu foarte scurt. Iulian. În aceste momente, vorbele sunt atât de sărăcăcioase. Dacă ne uităm puțin în sufletele noastre, ne dăm seama că acest titlu, Irina, pasiunea de a fi, este cel mai propice pentru tot ceea ce a fost Irina. Oamenii valoroși și frumoși au puterea de a duce pe cei mai puternici oameni, cei mai valoroși și frumoși, alături de ei și pe pământ și dincolo. Irina a avut această putere. Când a fost alături de noi, tot timpul ne-a dus zâmbetele pe buze, în suflete, ne-a ajutat cu tot ce a putut și se pare că are aceeași putere, ceea ce înseamnă că Bunul Dumnezeu are grijă de sufletul ei și îi dă putere să mângâie și pe Nano Gicu și pe Nana Mărioara și să vă ajute Bunul Dumnezeu să fiți puternici. Și are această putere de a ne arăta că frumusețea este eternă. Voi dedica următorul lid Irinei și Bunul Dumnezeu să o ierte, să o odihnească și să o aibă alături în împărăția sa. Doamne ajută! Așteaptă-mă diseară la fereastră, cu ochii triși, cu fruntea visătoare, am să-ți aduc un braț de crizanteme, să-mi podobim iubirea care moare. Am să-ți aduc un braț de crizanteme, sunt flori târzii, sunt florile de normă, în viața lor e moartea primăverii, cu moartea lor iubirea ni se curmă. Am să-ți aduc un braz de crizanteme, cu fruntea-n mâini, cu ochii pierduți în vis, am să-ți aduc un braț de crizanteme și cel din urmă cântec ce ți-am scris. Și cel din urmă cântec ce ți-am scris. Dumnezeu. Are cuvântul Ștefan cel Mare de la Vrancea. Stimați prieteni ai literaturii și implicit prietenii domnului Iscu. Permiteți
să vă transmit salutul scriitorilor din Vrancea și să vă spun un sincer bun găsit și să vă urez mulți ani, pentru că, iată, anul de-abia a început și e bine să fim, să trăim mulți ani în pace și libertate, să ne dea Dumnezeu. Cu rușine o spun, de la nunta lui Alecu, romanul domnului Jean Iscu, n-am mai trecut prin Moenești și păcat, zic eu, și voi zice exact ca atunci, ținând cont de acțiunile frumoase care se fac în Moenești, sunt oameni care nu cunosc Moineștiul și n-ar trebui să fie. Parafrazând pe undeva pe Nicolae Iorga, cel care spunea asta despre Iași. Noi, mutatis mutandis, o zicem despre Moinești, pentru că acest oraș merită propagat. Din păcate, autoritățile culturale nu cred că își fac meseria în acest sens, că tot umblând eu astăzi prin Moinești, gândiți-vă după ce m-am uitat, după o statuie. Atunci am spus ceva. A fost mirat domnul Iescu. Atunci am spus că mă mir că autoritățile n-au ridicat o statuie. Și acum am să mă explic. Prin multele sale romane, Jean Iscu a scos la lumină această zonă atât de frumoasă. Veneam astăzi cu soția și ne uitam cât e de frumos și mi-închipui vara și mai frumos. Dar, în afară de zonă turistică, aici este și o zonă culturală. Și prietenul nostru, Jean Iscu, prin romanele sale, a scos în evidență, aduce faima zonei, cel puțin 100 de kilometri pătrați, cuprinde cu romanele sale, bineînțeles. Astăzi aici eu am un rol, să zicem, nu chiar de socru mare, cum zice, socru mare este Jean Iscu. Eu trebuie să prezint cartea, să fiu moderatorul acestei acțiuni și în rest îl privește pe domnul Iscu. Voi prezenta în scurt, i-a prezentat domnia sa pe comentatori. Eu i-am grupat în comentatori externi, adică acei comentatori care vin din afara Moineștiului. Și care sunt? Domnul Petre Isache, redactor șef la revista 13+, redactor, patron, om de serviciu și finanțator la această revistă. Mai ales om de serviciu. Mai ales om de serviciu, spune. Și cel, după mine, cel mai mare critic literar din Moldova. Chiar dacă el nu vrea să spun asta, chiar îi spune să mă opresc, este, vrem, nu vrem, și prieteni și dușmani, trebuie să recunoască, cel mai mare critic literar din Moldova și, s-ar putea, nu numai din Moldova. Lângă domnia sa este un alt prieten de-al nostru, profesor de filozofie Ion Fercu, din Buhuș deloc, acolo și lucrează, dar de fapt născut într-o vale celebră, Valea lui Ion, închipuiți-vă, îl cheamă Ion Fercu. Acea vale de lângă Buhuș, Valea lui Ion se cheamă satul, a dat oameni celebri. În primul rând, Ion.
Ion Rotaru, mare istoric literar, pe urmă Ion Fercu, Ion din Vale, chiar se cheamă un prieten de-al domniei sale. Și ce este și mai important, este premiant al Premiului Academiei Române pentru una din cărțile sale. Prin urmare, are dreptate domnul Jean să spună că sunt mari personalități. În același timp, aș vrea să prezint și echipa acestei televiziuni care se chinuie și dă peste tot mesaje, promovare ale literaturii. Domnul Eugen Ungureanu este director, doamna Lili Ungureanu, care este aici, soția domnului, și, bineînțeles, domnul operator, domnul inginer Adrian Racoș. E bine, voi vorbi câteva minute despre romanul care ne-a adunat aici, Irina, Pasiunea de a fi. Este un roman în care Jean Iscu prezintă viața unui intelectual, a unei intelectuale de rasă, doamna Irina Similian Iscu, care a luat treaptă cu treaptă acest învățământ până a ajuns în vârf, care, din păcate, a avut un destin tragic, dar până la sfârșit, și știind că a iubit foarte mult copiii, altfel n-ar fi intrat în învățământ, și copilul propriu a stat până la sfârșit, până s-a sfârșit domnia sa, lângă copilul care avea nevoie de ajutorul său. E bine să pomenim asemenea situații, pentru că oameni de acest tip se nasc mai rar. Și pentru binele copiilor, doamne Irina, pentru părinți, pentru cei apropiați, e bine ca din când în când să ne amintim. În acest roman, domnul Jean Iscu, din dorința autenticității, prezintă și două nunți. Folcloriștii ar fi foarte bucuroși, cred, dacă s-ar interesa, pentru că cele două nunți ale Irinei, una a fost aici, pe plan local, la poduri, iar una în Gorj. Două nunți atât de diferite, cred că ar fi aur pentru folcloriști, dacă s-ar interesa. Dar cum în zilele noastre nimic nu interesează pe nimeni, aici se vede interesul pentru un om, pentru o carte. Asta e mare lucru ce văd aici. De aceea am și spus că ar trebui lumea să cunoască mai bine Moineștiu. Aceste nunți sunt atât de amănunțit prezentate încât parcă ai fi fost și tu cititorul la nuntă și ai petrecut în acele momente, momente care nu îți vor ieși din minte toată viața. De altfel, un specific, o caracteristică a tuturor cărților lui Jean Iscu este aceea de a colabora cu cititorul. Cum spune el la fiecare boier dumneavoastră, nu? Asta apropie cititorul, parcă ai vorbi cu el, pur și simplu. Nu e scris, parcă e orală toată cartea. E mare lucru ce face domnul Iscu. El a dăruit munca și talentul său comunității. Nu știu dacă această comunitate, nu mă refer la comunitatea din Moinești, dacă comunitatea din Podu știe, se confundă, știe cât a dăruit el.
El a intrat în slujba comunității și o iubește fără limite. De aceea cred că ar trebui să-l felicităm și să-l aplaudăm pe Jean Iscu. Programul nostru va cuprinde cuvântul comentatorilor, care sunt și interni, înțeleg? Interni înseamnă cei de aici. Dacă vor dori, 5-7 minute să spună cine vrea, cine a citit cartea, după ce discutăm noi. Iar între aceste cuvinte ale comentatorilor, vom pune și câte o melodie ca să ne mai, nu neapărat înveselească, să ne mai transporte și în altă sferă. Și domnul Ionel Stan este aici cu acordeonul și ne va ajuta în acest sens. E bine, dau cuvântul prietenului meu, Petre Isache. Vă rog. E o problemă destul de complicată, pentru că cartea pare aparent banală. Pare mai ales pentru dumneavoastră, cei care sunteți de ai locului. Tot ce spune Jean Iscu este cunoscut sau vi se pare cunoscut. Deci cartea va fi asimilată oricum mai bine, ca să spunem așa, de un ochi străin. De un ochi care încearcă să se pătrundă de farmecul locului, de modul de a fi al moineștenilor, de o coeziune acestor locuitori rară, după opinia mea, o stare de spirit unică și ceea ce face admirabil Gheorghe Iscu este mitizează cea mai importantă instituție, după mine, dintr-un stat, familia. Deci mitizează familia. O unicitate a locului dumneavoastră de aici sunt aceste familii extraordinar de cunoscute, cu ramuri în toată lumea acum, cu niște relații misterioase, aș putea să spun, cu o iubire autentică. Titlul mi se pare fericit. Irina, pasiunea de a fi, se leagă în subtext pasiunea de a face, pentru că Irina este în primul rând un profesor, un profesor activ, este omul etern care se creează pe sine și apoi îi creează pe ceilalți, este care înțelege însă că a face trebuie să fie permanent însoțit sau în coeziune cu a fi. Cu a fi. Acest a fi înseamnă a-ți păstra destinul atâta cât îl poți duce tu. Înseamnă a fi tu însuți, a fi permanent tu însuți. Mie mi se pare fără egal cartea, mai ales prin niște teme care le actualizează. Spuneam una, familia în toată complexitatea ei, nu numai tată, mamă, fiu, ci familia în toată complexitatea ei. După aia, relația care o știu cu adevărat femeile dintre ceea ce se numește mamă, fiu, nu? Mamă, fiu, tată, deci să spunem acest triunghi clasic, care pare știut, numai că Irina îl face cu un anumit firesc. Admirabilă mi se pare
eroismul, i-aș spune eu, nu fug de cuvânt, acestor oameni aparent simpli, dacă vreți, toți suntem simpli, să știți, așa, care fac lucruri extraordinar de mari, extraordinar de importante, dar la modul firesc. Deci la modul firesc. La modul firesc își iubesc mama și tatăl, la modul firesc iubesc ce trebuie iubit, supratema cărții este iubirea, nu? Iubirea în toată complexitatea ei. Din nefericire, nu toți suntem capabili de a iubi. Iubirea cere onestitate, cere sacrificiul necondiționat. O altă temă mare a cărții este al sacrificiului. Sacrificiul Irinei este aproape de neimaginat, aș spune eu, pentru omul modern, care este din ce în ce mai egoist, egolatru, din ce în ce mai pentru el, încercând să fugă de o anumită responsabilitate. Romancierul este cel care îl știți din romanele anterioare, este cel care creează o adevărată epopee, aș putea spune, a locului, fără nicio exagerare, care cere răbdare benedictină, care cere să iubești cuvântul, care cere să ai umor, să ai ironie, să ai spirit critic și autocritic, care cere prietenie, care face din cititor ceea ce trebuie să fie de altfel un cititor, coautor al cărții. Din când în când are grijă însă să-l persifleze pe stimatul cititor și să-l acuze ba de una, ba de alta și bine face, cititorul este, mă rog, un personaj imperfect, cum este și scriitorul și cum este și opera. Operă imperfectă, autor imperfect, cititor imperfect. Spun de cititor pentru că suntem într-o bibliotecă. Biblioteca este o creație a lui Dumnezeu după mine și biblioteca este o creație a lui Dumnezeu. Apropo de sacralitate și de îndumnezeire, foarte elegant, aș spune eu, și cu un firesc pe care rar îl păstrează Gheorghe Iscu, este această relație a omului cu Dumnezeu, voința divină până la urmă dictează modul nostru de a fi. Deci plecând de la, mă rog, să zicem, banala tema predestinării și modul nostru firesc de a ne supune voinței divine, Irina este și va rămâne nu numai prin această carte, ci prin în mitologia locului, dacă mă pot exprima așa. Am citit cartea în întregime, am citit și opiniile tuturor celor care au scris, inclusiv părinții care i-am văzut că sunt aici, am văzut cuvinte la sfârșit acolo, da? Inclusiv elevii. Sigur că nimeni dintre noi nu poate să aibă, eu știu, durerea și trăirea și pe care o au părinții aici de față și care trebuie să fie totuși mândri, pentru că noi nu trăim numai în această existență. Nu? Nu vorbeai de domnul autor, vorbeai de Bacovia, ridic fiindcă mi-am adus tema, Bacovia cu liceu, cimitir al tinereții mele. Vreau să spun că versul ca atare nu este bine înțeles. Cimitirul este un loc între sacru și profan. În cimitir se creează, sunt aici Sfinții Părinți, în cimitir se creează relația dintre lumea noastră de și lumea de dincolo. Deci a considera liceul cimitir al tinereții noastre nu înseamnă a-l neantiza, înseamnă a-l transfigura într-o relație
continuă, dacă vreți, între lumea de aici și lumea de dincolo. Știți foarte bine, intrarea într-un cimitir automat ne transfigurează, ne transformă în celălalt, în celălalt om. Apropo de tema asta, ce să mai... ce m-a impresionat deosebit este, referindu-ne, e foarte greu relația asta, noi vorbim practic de un om pe care îl știm așa și din aceea știm de ficțiunea Irina. Una e ficțiunea Irina, una e profesoara Irina, fica Irina, colega noastră și de aici a tuturor. Mi-a plăcut aproape miraculoasă mi se părea capacitatea ei de sacrificiu. Am observat, pentru că altfel nu s-ar face, nu s-ar explica prezența dumneavoastră aici. Puțini sunt oameni astăzi care se mai sacrifică pentru ceilalți. Observați că sacrificiul, ca să rodească, trebuie să fie nu numai pentru cei care te înconjoară, ci pentru, pentru toată lumea. Altruismul trebuie să fie desăvârșit, absolut. Eu aș fi vrut așa, să, dacă aveți întrebări, să discutăm să, normal, știți? Să puneți probleme. Romancierul își face datoria ca de obicei. Sigur, e o carte la care s-ar mai putea lucra, dacă vrei. Să ce realizează el, așa, este modul firesc în care ne arată că suntem egali în fața lui Dumnezeu, în fața morții, în fața vieții. E o tragedie a vieții implicită aici, înțelegi? Pe care el încearcă să o salveze prin umor, prin ironie, prin, dar relația asta este, sigur, dureroasă. Dar Irina, tocmai ăsta este modelul al personajului, al omului, care se învinge, se cucerește pe sine, cucerindu-se pe sine, cucerește lumea, se învinge pe sine. Și e un personaj de la care ai ce învăța. E o carte strict didactică, didacticismul te mai... Așa, el întotdeauna vrea să ne învețe. El nu știe că cititorul întotdeauna e mai bun decât autorul, asta e clar, nu? Și el întotdeauna vrea să ne învețe, dar ne învață frumos, bine, ne iubește, își iubește cititorii, își iubește personajele, extraordinar. Își iubește locul natal, eu nu știu, tot îmi imaginez cum ar fi o țară care să aibă asemenea oameni care să-și iubească necondiționat locul natal, pe ceilalți, prietenul, modul de a fi, să-l înțeleagă, să-l înțeleagă. E excepțional Cartierul Latin. Cartierul Latin de la tine de acolo, da. Da, mulțumesc. Nu, dar mai punem întrebări, mai intervenim, că n-aș vrea să iau eu, că nu știu care e de... Dar să știți că e o carte care o să vă placă. Care n-ați citit-o, chiar v-aș ruga să o citiți. Pentru ca să vă vedeți cum vă care e arta scriitorului, cum te integrează el într-o lume, cum te substanțializează, cum îți arată cine ești. Felicitări, domnule profesor, familiei, condoleanțe și sunteți niște oameni, niște oameni minunați. Mândri trebuie să fiți, în toată mândria pe care poate să o aibă un părinte. Na. Cine știe? Da. Mie mi-a plăcut credința autorului, că oricum Ștefan Dragoș, parcă, da? Dragoș, Ștefan, așa, Ștefan. Da, se va însănătoși și el așa. Crede că toate, da, este credința autorului și voința lui Dumnezeu, de vreo două sau trei ori o repetă în roman. Mulțumesc. Da. Mulțumesc. Da. Mulțumesc domnului Isache și rog pe domnul Ionel Stan să cânte Mai am un singur dor pe versuri de Eminescu. Vă rog.
Bună ziua și bine v-am găsit. Mă numesc Ionel Stan. Fac parte solist vocal și instrumentist din grupul de artă și literatură Metafore Comăneștene. Unde este președinte doamna Miron Mădălina Andreea, iar președinte de onoare este domnul Țăranu Constantin. Iată ce ne aduce Comănești aici, și voce, și vers, frumos, talent, talent. Chiar mă bucur că am avut inițiativa să-l punem să cânte pe domnul Stan între cuvintele comentatorilor. Și acum o rog pe doamna Miron, Mădălina, tot din Comănești, da? Da? Deci sunteți președinte executiv, da? Da. Păi de acolo înseamnă că e activitate serioasă.
Da, te rog. Mulțumesc frumos. Omul de serviciu, domnul președinte. Bună ziua, așa cum spuneam, numele meu este Miron Mădălina Andreea. Sunt președinte, că așa e titulatura, omul de serviciu la grupul de literatură și artă Metafore Comăneștene. Suntem mai mulți metaforiști astăzi prezenți, pentru că am dorit să-i fim alături colegului nostru metaforist de puțină vreme, dar ne bucurăm de prezența dumnealui la ședințele noastre, a autorului. Recunosc că timpul n-a avut răbdare cu mine ca să pot să traversez în tihnă toată cartea. Dar ce m-a motivat să ajung astăzi aici este un aspect foarte interesant și agățător de suflet, să spunem. De fiecare dată când domnul Iscu a venit la ședințele grupului și a vorbit despre această carte sau despre povestea pe care a dorit să o transpună în rânduri, credeți-mă, nu exagerez, începea să plângă. Și atunci îți dai seama că Irina, pasiunea de a fi, împreună cu pasiunea de a scrie, domnul Jean, au creat această epopee, cum i-a spus dumneavoastră. Am traversat în diagonală cartea. Este o carte ușoară, oralitatea stilului, clar, te ține acolo. Și cred că din pasiune pentru lectură, din pasiunea pentru a ne strânge împreună, astăzi am venit să-i fim alături autorului, dar cred că am venit, metafizic vorbind, nu știu cum să spun, am venit să-i fim alături și Irinei, chiar dacă nu o cunoaștem. Clar, da, îi suntem alături. Cuvintele mele probabil sunt foarte sărace, nici n-aș putea să mai adaug foarte multe, dat fiind încărcătura dramatică a poveștii, a destinului. Dar pot să-l felicit din tot sufletul meu pe autor, pentru că din această pasiune de a scrie, de fapt are pasiunea de a eterniza niște destine, niște povești de viață, le salvează de la neant, de la uitare. Asta facem în momentul în care punem o poveste de viață în două coperți de carte și facem ca ceilalți oameni să afle, să se inspire, să învețe, dacă fiecare va trage cu siguranță câte o concluzie, câte o povață pentru ceea ce are de făcut în viață din această poveste a Irinei. Dumnezeu să o țină în brațele sale, în palma luminii, iar noi să putem să luăm câte o carte să oferim mai departe altui om, de exemplu. Gândindu-ne că poate avem cu siguranță în viața noastră pe cineva care are nevoie de curaj, de speranță, de ceva, acel ceva care inspiră viața Irinei. Vă mulțumesc din suflet și lectură plăcută tuturor! Nu știu dacă vreau să spun ce zice. Da, da. Îl rog pe domnul Ion Fercu să vorbească pentru dumneavoastră. Imagine singuratic, Marin Preda zice ceva foarte interesant la început. Un țăran, dacă vine la București, tot țăran. Cred că se aude. Scuzați. Am găsit aici, am încercat să caut țărani, dar n-am căutat prea mult. Am găsit țărani aruncați în Sfintele Patrafire, care se ocupă de dramele, de tristețele și de bucuriile noastre. Le mulțumim. Am găsit pădureni grozavi, aruncați ca în existențialism, folosesc expresia frumos în viață, în varii meserii, m-a impresionat. Mi-am propus ca profesor să vorbesc aici, am niște semne, o oră jumătate. Când vedeți că aruncă domnul Ușurelu în mine cu ceva, s-a terminat timpul și... Să rămână mamă, să rămână tată. Am un prieten, academician Ștefan Afloroae, care a scris o carte foarte interesantă, Fabula existențială. Și el spune așa,
Există o distanță între a exista și a fi. Iată, masa aceasta există. Ochelarii aceștia mei există. Unii dintre oameni pur și simplu există. Însă e greu, e greu, e greu de făcut pasul la a fi. Să găsești un sens, un țel în viață. Titlul acestei cărți este de-a dreptul cuceritor, Irina, pasiunea de a fi. Irina a aruncat o punte extraordinară între existența umană și faptul de a fi om. Mai mult, un sens grozav, pasiune, suflet, inimă, viață, viață, viață. Iată un om care va înțeles durerea, dacă eu am înțeles-o în câteva minute aici, Jean Iscu. Am vrut să o sărut pe doamna Madalina, dar era cu băiatul aici și eu am o anumită vârstă și mă bătea poate, pentru că a spus ceva despre dumneavoastră și despre Irina. Eu când deschid, ca și dumneavoastră, o carte, dacă acea carte e proastă, îmi vine să prind de mila copacului din care a fost scrisă acea carte, pe care a fost scrisă acea carte. Când văd însă o carte din asta, simt că îmi spune copacul: Ioane, să știi că m-ai eternizat. Ce spune domnișoara, și pe mine copac, și pe mine Irina, și pe mine Podurean, și pe mine Podru, și pe mine Moineș, și pe mine Jean Iscu. E nu numai cartea și titlul, e emoționant ca și această ființă. Sărut mâna, Irina. Ne-am propus astăzi să vorbim și despre Jean Iscu și iată, vreau să vă spun două vorbe despre un alt roman al domniei sale, Capcana. M-a atras și acest titlu ca și celălalt. Iată, domnule Iscu, iată, stimați participanți, dragi participanți la această întâlnire. Citeam așa din Jobs, Steve Jobs: conștiința faptului că o să mori este cea mai bună cale să nu pici în capcana de a crede că ai ceva de pierdut. Este ceva din filozofia stoică aici, iar Jean Iscu are și prin acest titlu această conștiință. Melville, un englez, zice: o capcană este doar o capcană dacă nu știi despre ea. Dacă știi despre ea, este o provocare. Iar Gheorghe Jean Iscu știe capcana în care a căzut viața. Viața din poduri, viața din România, viața din această lume. Se ferește cât poate de această capcană în romanele sale, uneori cade și spun ceea ce spunea cineva aici, are o capacitate extraordinară de a iubi locurile, de a iubi personajele. Vreau să spun despre Jean Iscu și spun cu toată sinceritatea că îl consider un creangă postmodernist. De ce acest lucru? Iată, facem o scurtă paralelă între creangă
păstrând dimensiunile, dânsul e ceva mai în vârstă decât Creangă, între Creangă și Janiscu. Zice Creangă, ia, am fost și eu în lumea asta un bos cu ochi, o bucată de humă însuflețită din Humulești, care nici frumos până la 20 de ani, nici cu minte până la 30, nici bogat până la 40 n-am fost. Venim la Podureanu postmodernist Creangă. Eu sunt un copil al pământului Moldovei din mijloc, care a simțit în preajma sa pe Dumnezeu încă de mic, mic de tot eram. Asta nu numai pentru că m-a ajutat să pătrund cumva în visteria de diamante a literaturii române prin extraordinarii mei profesori de limbă și literatură română. Zice Creangă, dragul meu era satul nostru cu o zană cea frumos, curgătoare și limpede ca cristalul în care se oglindesc cu mâhnire cetatea neamțului de atâtea veacuri. Dacă deschidem capcana, vedem tazlăul. Aceasta este ozana lui Iscu. Dacă deschidem Creangă, dăm peste Smărândița, Măriuca, Moș, Chiorpec, dăm peste Trăsnea. Dacă deschidem cărțile lui, romanele, inclusiv Capcana, dăm peste Podureni, inclusiv peste cei care sunt plecați în străinătate, diasporenii noștri, dăm peste Culiță Ușurelu, dăm peste Petre Isache, dăm peste sora sa, soția, dăm peste mama Irinii, peste tatăl Irinii, Mărioara Irina, peste Viorel Savin, Moș Cârjă, profesorul de liceu, personaje reale, așa cum au fost și cele ale lui Creangă. Valea Șoșii. Valea Șoșii. Da, Valea Șoșii este ceva de poveste în tot ceea ce ne spune despre. Ar trebui, zice într-un alt autoportret, să mai spun pentru cei care nu mă cunosc suficient că sunt un tip nu sunt un tip conflictual. Dimpotrivă, nu doresc niciodată rău nimănui. Lucrul acesta este vizibil și în toate cărțile sale. Limbajul, știți, vestitul limbaj al lui Creangă și umorul. Iată, zice, când m-am ridicat de la masa regelui Decebal, de lângă marele boier al criticii Băcăoane, bunul meu prieten Petre Isachi, și alți vreo câțiva corifei ai literaturii vrâncene, unde s-a petrecut episodul cu scoală, măi bunicule, din groapă, că ai murit destul. Umorul lui Creangă pe care îl știți, umorul lui Iescu, grozav umor. El, Iscu, despre Podureni, nu numai despre Podureni de aici, Spania este plină de români din poduri care mi-au solicitat unele lucrări, unii mai scutureți, adică așa, mai bine pregătiți intelectual, s-au stabilit în Anglia, în special la Londra, de pildă avocat Lăcătușul Cristina, inginer Romina Ifrim, etc. Despre toți are câte un cuvânt mare de spus. Și zice și despre domnia sa cu umor.
să mai trăiască și feciorul tatei și al mamei mele, nepotul bunicii mele, soțul nevestii mele, tatăl copiilor mei și așa mai departe. E creangă, 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 creangă postmodernist. Aș fi vrut să mă apropii în sfârșit de final, ca să nu mă lovească prea tare curiță ușurelul. Și mă întorc la un cuvânt pe care l-a folosit liderul metamorfozelor comăneștene, metafizic. Cei care care ați citit romanul, care veți citi și romanele sale și romanul despre Irina, veți vedea că în multe, în capcană, veți găsi un protest metafizic împotriva Uniunii Scriitorilor, împotriva etc. Dar civilizat, civilizat, civilizat. Este un troditor în lecuirea multora dintre vânătăile lumii, acest Jean Iscu are nu numai supărări metafizice, toți avem supărări metafizice, el are, îndrăznește și aibă și strigăte metafizice. Sunt impresionat de tot ce am văzut și am simțit aici și mulțumesc. Dacă va fi nevoie, mai vorbim. Mulțumesc, domnul Ioan Fercu, ne-ați delectat. Mă bucur că vă sunt contemporan. Stimați prieteni din sală, dacă a citit cineva romanul și vrea să spună două cuvinte, are libertate. Da. Nu. Doamna Leonța Grigoraș are ceva de spus? Da. Vă rog. Vă dau microfonul. Vă dau microfonul? Da, da, da. Și că e nevoie. E nevoie, da, nevoie pentru fel. Televiziunea. Am să stau așa aici, să mă vadă lumea mai puțin. Am răspuns invitației. Și mulțumesc celor care m-au invitat. La un timp răspund invitațiilor, pentru că se zice că toamna are nevoie de ploi multe și bătrânețea de vorbă multă. Mă uit aici și văd o grămadă de vârsta mea. Suntem inima e tot tânără, așa că mai știu ceva. Tot ceea ce faci pentru tine nu rămâne. Rămâne întotdeauna ceea ce faci pentru alții. Și nenea Jean a făcut pentru alții. Așa cum a făcut și Gică cu Mărioara, și cum vor face în continuare pentru alți pe care îi vor crește mai departe și care vor aduce aminte mereu de personajul cărții de astăzi. E interesant că ne-am adunat să discutăm despre o carte a cărui personaj principal, după umila mea părere, nu prea îl putem categorisi, e personaj erou, personaj absență, nu? Pretext, așa, pretext, e un pretext mai degrabă, vorba dumneavoastră, domnul, sunteți critic literar, e un amărât profesor de la țară. Da, fericit.
și pentru familie și pentru cei care au cunoscut-o și va rămâne imaginea Irinei. Eu aici am o prezență ingrată, să zic. Am cunoscut-o pe Irina, am cunoscut părinții, cunosc toți podurenii și reprezint, să zic, breasla colegilor domnului Iscu. Dar îmi permit să reprezint astăzi și Fundația Urmașii Răzășilor Găzari de pe Valea Tazlăului Sărat. Și eu reprezint acolo Comuna Poduri împreună cu celelalte comune și activez și la Muzeul Răzășilor Găzari, inaugurat în 2015, din grija primarului Ionic Câdă și a profesorului universitar dr. Constantin Parascan, originar de la Prăjești, profesor la Iași, scriitor și dumneavoastră îl cunoașteți. Propunerea mea a fost așa, să păstrăm ce mai avem. Încă din 2006 m-am străduit ca în Comuna Podru și în comunele de pe Valea Tazlăului Sărat, atât cât am putut, să păstrăm ce mai avem. M-am bucurat că în 2011 a apărut o carte, Dumnezeu este bun, a domnului Jean Iscu și am făcut tot posibilul să transmit tuturor celor care veneau la muzeu în cadrul unei acțiuni personalități ale culturii moldovene și am observat că nenea Jean, o să-mi permit să-i spun așa, a adunat într-o traistă limbă română, povești despre podureni și și-a dezlegat traista din 2011 încoace ca să lase celorlalți în urmă exemple de limbă curată moldovenească, de povești adevărate din zona noastră. Bine că am citit toate scriiturile de la Dumnezeu este bun și până astăzi la Irina. Și când îți asumi responsabilitatea asta de a prezenta personajele din viața reală, este foarte, te implici foarte mult. Că poate să spună unul, băi, dar tu nu mă mai cunoști? Sau eu nu te cunosc? Și când spune Dumnezeu e bun și după aceea zice, m-a pus dracu, mă iertați, părinte, m-a pus dracu să ajung scriitor, Nu știu cum se lipesc astea două, nenea Jean, da? Trebuie să-ți asumi. Îți asumi și critică, nu numai laude. De aceea eu astăzi o să încerc să-mi spun și eu părerea mea, nu de cititor, că fiecare, și o mâncare cât ar fi ea de bună, bună, tot să găsești unul de la masă să strâmbi din nas. Dar apoi când citești o carte, nu? E normal să fie așa. Ți-ai asumat, trebuie să-ți asumi și criticile. Irina, pasiunea de a fi. Un titlu care incită la lectură. Dintr-un foc. Chiar dacă nu o cunoști, mai bine să nu fi cunoscut pe Irina și nici pe părinți, pentru că atunci îți faci ideile tale personale și, oi, pata asta unde o fi și de unde o fi. Trebuie să spun de la bun început că eu întotdeauna și mai ales de la un timp încoace apreciez foarte mult tineretul care are curajul de a pleca, de a se forma și de a da din coate să-și capete un loc în lumea mare. A globalizării, să spun, pentru că vorbim de diasporeni. Am citit întâi pe diagonală. Am citit Ciugulit și apoi am citit ca un filolog, atent, interesat.
ca să văd dacă și cum titlul corespunde cuprinsului. Și da, am găsit lucruri frumoase. Se înscrie domnul Iscu în linia de la Dumnezeu este bun încoace. Am citit și capcana și am înțeles acolo că a parcurs primele două părți, adică afirmarea și confirmarea, și domnul profesor are nevoie de consacrare. E foarte greu, nu? Dumneavoastră știți mai bine, cei care lucrați în... Dar Dumnezeu e bun, știu? Da. Sigur că da. Sigur că da. Știți dumneavoastră mai bine că... Să mă refer și eu, să folosesc și eu niște dictoane din zona noastră. Puțin și bun. Ci mult strică. Și acum editurile, toate spun, scrieți băieți, nu mă scrieți. Depinde unde pui zi. Da. Și înainte și după băieți. Scrieți băieți, nu mai scrieți. Nu mai scrieți, sigur că da. Sigur. Am greșit, eu m-am exprimat, dar știți cine a spus lucrul ăsta. Da. Am văzut că printre rânduri domnul Iscu injectează așa de la început câteva rânduri despre Irina noastră, spre a o integra marii familia Isculeștilor de la poduri și nu numai de la poduri. Că sunt atâta de mulți, de la 1803 încoace, că la 1820 în documente am găsit Iscu Ioan I, Iscu Ioan al II-lea, Iscu Ioan al III-lea și așa mai departe. Și astăzi, ca să-i diferențiem la nivel de comună, spunem Iscu Popa, Popa Iscu, Iscu Lăcătușul, Lăcătușul Iscu, Iscu Pintilie și așa mai departe. Și sunt dintre ei care... Au și scris Mihai Iscu, de exemplu, scrie în memoria, un profesor de gradul 1 la liceul Moinești, original, tot de la Valea Șoșii. Iscu Vasilică, învățător, care este scriitor pentru copii, poezii și povestioare. Și sunt și alții. Nenea Gică nu s-a apucat de scris încă, dar cred că dacă și-ar fi pus așa nădejdea în sine, ar fi scris despre Irina mult mai bine, vorba Lupina. Toți putem să scriem mai bine, pentru că asta e viața. Asta e ca oul lui Columb. Și eu așa, da. Dacă așa, și eu. Dar de ce n-ai făcut tu întâi? Domnul Isache, am citit prefața dumneavoastră. Nu sunt de acord, domnule, acolo. Da, cum să nu mai... Covenit înapoi. Păi dumneavoastră ziceți acolo că după numărul, personajul, după nu știu ce și nu știu cum, propuneți Țiganiada. Adică vă referiți la Țiganiada și spuneți Podureniada. Am voie să dau și eu un titlu tuturor lucrărilor și o să spun Iscu Pleiada. Nu? Iscu Pleiada, că sunt destui. Uite, numai atâtea învățătoare care le văd acum acolo, tot din familia lor. Deci, Irina s-a hrănit din rădăcinile rămase la poduri, dar s-a format ca om,
s-a maturizat departe de cei dragi, așa ca mulți alții. Toate bune și frumoase și la locul lor, dar din petița aceea sprâncenată de la grădiniță, pe care apoi a educat-o învățătorul Nică Iscu, fratele scriitorului, a plecat de acasă încercând să devină om, trecând prin toate etapele vieții, poate prea repede, ajungând ceea ce noi în tradiția populară spunem a devenit un omit. S-a născut, a crescut și a iubit părinții, părinții au iubit, au educat-o și a făcut o familie, a născut un copil și pe al doilea a avut curajul. Și în roman apare ceea ce numim noi în opera epică, intriga. S-ar fi desfășurat o viață foarte frumoasă la București, alături de cel pe care și l-a ales. S-a bucurat când a apărut Dragoș Ștefănucă, numai că Dumnezeu a avut poate alte planuri. Și eu mă întreb dacă nu cumva chiar Ștefănucă a ajutat-o pe Irina să facă ceea ce a făcut, până când n-a mai fost. Dacă citim ceea ce spun prietenii și colegii, și-l văd aici pe părintele Mănăilă, e de fapt o completare a acestui personaj. Pentru că ei au cunoscut-o mult mai bine decât au cunoscut-o părinții. Nu? În activitățile lor. Nu e unic acest caz. O să spunem noi, sigur că da, nu e unic, că multe familii, mai ales în ultimul timp, pățesc acest lucru. Dar devine unic, capătă unicitate felul de a fi al unei mame, ca Irina, care aflată departe de părinți, doar ajutată de soț, și de prieteni, dar știți că prietenul bun la nevoie se cunoaște și atunci rămân puțini. Când ești bine și sănătos, toți sunt cu tine. Să nu uităm că tot răul e spre bine, cum zicem noi câteodată. Irina a avut un accident înainte cu 3 zile de a da examen la facultate. Vă închipuiți ce a fost în sufletul acestor doi părinți și a familiei. Dar Dumnezeu a fost bun și a ajutat-o să reușească la examen la teologie. Pentru că a iubit-o Dumnezeu. Și poate chiar de asta a luat-o așa de vreme. Sigur că au văzut că singur nu se pot descurca cu Ștefănucă și au înființat o asociație, asociație în care Irina a aruncat cu bine în dreapta și în stânga ca să vină binele înapoi atunci când are nevoie. Și așa e bine să facem toți. E un îndemn la viață cu credință, cu onestitate, cu sinceritate, dar mai ales cu dragoste de muncă. Pentru că Irina a fost învățată de părinții ei de micuță ce înseamnă munca, ce înseamnă respectul pentru familie, respectul pentru cei din jur și a iubit copiii. Pentru că vedem cum se împarte Irina între dragostea pentru copil și dragostea pentru copiii altor mame, pentru că era profesoară.
abia acum, după ce se întâmplă cazul cu Ștefănucă, Irina înțelege ce înseamnă a fi. A fi pentru viața ei și a altora. Irina se împrăștie fizic, se împrăștie spiritual și intelectual și are nevoie de o odihnă pe care nu și-o poate permite în cazul acesta. Mai ales că Dumnezeu e bun și nu-i stinge dragostea în familie și compensează cu Sofia Maria, care este acum în clasa 6, o fetiță sănătoasă, frumoasă, care o să țină minte mama. Asta e viața. Și după grozăvia asta apare punctul culminant al acțiunii. COVID-ul acesta perfid, cu atâtea nume, care a îndurerat întreaga lume și Irina își capătă odihna veșnică. Și noi ne întrebăm acum, nu știu dacă dumneavoastră, dar și eu mă întreb, ce e viața asta? Au răspuns și alții. Viața asta e timp pierdut când nu o trăiești cum ai fi vrut, e roua de pe flori, e ața pe care ți-o dea până ursitorile, pe mosorul vieții. Dar cred că cel mai potrivit pentru ceea ce discutăm noi astăzi este ceea ce spune John Lennon. Ce-i viața? Viața este tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru în timp ce noi ne facem planuri de viitor. Și Irina avea planuri destule. Avea unicul plan să-l vadă sănătos pe Ștefănucă. Avea planuri în domeniul învățământului. Terminase cursuri de comunicare și vrea să ducă mai departe ceea ce vorbește domnul Jean în toate romanele lui, tradiția văduriană, cultura. Pentru că deja discutase cu doamna Paula Popoiu la Muzeul Statului Dimitrie Gustie din București să organizeze un simpozion, pentru că acolo, din grija mea și a fundației la care activez, cu aportul, cu aprobarea Consiliului Local al Comunei Poduri, am donat o școală tip Spiru Hare din satul Cernu, care deja s-a ridicat și în scurt timp sperăm să o inaugurăm ca să fie școala satului românesc. Este unică, va reprezenta comuna, zona Văita Slăului Sărat și toată România. De voi ajunge acolo, sigur că voi pomeni numele Irinei la inaugurare. Domnul Șurelu, îmi place coperta, e meritul editurii. Dar mă uit la Irina și îmi zboară gândul la doi mari corifei literaturii române. Unul Mihai Eminescu, celălalt Emil Cioran. Emil Cioran zice: dacă nu mor de tânăr, mai devreme sau mai târziu te vei căi, te vei uita în oglindă și nu te vei mai recunoaște. Uite, Irina s-a dus dintre noi frumoasă, veselă și mulțumită pentru tot ceea ce a făcut. Eminescu traduce
din arabă și zice, plângând tu ai venit pe acest pământ, iar cei care te-au așteptat te-au întâmpinat râzând. Tu viața să o trăiești astfel încât când te vei stinge, să-i părăsești zâmbind pe cei care te-or plânge. Nimic mai frumos. Ce mai observăm? Că ei, chiar dacă vă țin mai mult, eu trebuie să spun asta pentru că i-am promis lui Nenea Gică că o să vorbesc frumos despre Irina. Infinitivul a fi din titlu îl găsesc la prezent mereu, că Irina este aici, este dincolo, este acolo, este lângă, este cu. Dar astăzi, din păcate, folosim verbul la perfectul compus. A fost Irina. Și vorba lui Tudor Arghezi, timpul dea până și toarce și ce a fost nu mai se întoarce. Nu se întoarce Irina. Dar rămâne cartea domnului profesor Jean Iscu și cuvintele frumoase din final ale celor care au cunoscut-o pe Irina, care i-au fost prieteni. Acolo este întreaga psihologie a personajului principal. Și mai rămân alături de cei doi părinți, ceilalți copii, George, medic veterinar, Mirela, învățătoare, Elena, întreprinzător particular, și între nepoți, o altă Irina. Irina, cea mică, care va deveni simbol al familiei Iscu, că, de, așa e viața trecătoare, unul naște, altul moare. Și mai rămâne ceva. N-am știut că nepotul o să cânte ceva despre crizanteme, dar vă spun eu că rămâne o crizantemă sângerie la poarta părinților, mutată de Irina chiar în anul trecerii în neființă. Să sperăm că în fiecare toamnă va înflori și le va aminti despre ceea care este, a fost și va fi Irina. Vă mulțumesc și mă iertați că v-am furat din timp, dar promisiunea e promisiune. A zis, fă și tu ceva util, du-te și mi-a de microfonul, mi-a zis domnul. Aș vrea să vă spun că nu sunteți doar profesoară, sunteți un om foarte înțelept și o doamnă foarte frumoasă și posesoară... Da, și un posesor de suflet. Aici ne-ați vorbit și despre filozofia indiană. În filozofia indiană, așa, filozofia antică se spune, ai făcut un bine, binele acesta nu trebuie să mă caute imediat pe mine, el circulă prin lume, chiar dacă vine peste un milion de ani la mine, e bine, dacă nu, îi atinge pe alții și face lumea mai bună. Ați vorbit, mi-am luat notițe ca un orice profesor serios, așa? Ați vorbit despre viață și moarte. Se spune că viața și moartea se întâlnesc și viața întreabă pe moarte. Zice, dragă, cum se face că pe mine nu mă iubește nimeni, iar pe tine moarte te respectă toți? Iar moartea îi spune, pentru că tu ești o minciună fardată, iar eu sunt un adevăr crud. Un adevăr crud. De la primul moment când am deschis ochii, noi mergem către moarte și întotdeauna ne e frică de moarte. Dar e singura certitudine a vieții. Însă, între altele, ați comis-o aici. Dumneavoastră trebuie
să știți... Culiță l-a trimis să se termine mai repede. El l-a trimis să ia microfonul și să termine. Ați comis-o? Pentru că, iată, toată lumea vorbește cu respect despre... Mulțumim. Știți cum, cu pauzele lungi și dese, cheamă marilor succese. Adică mai puțin că e mai drăguț. Domnul Țăranu, îl rog să spună ce. Domnul profesor Țăranu Constantin, vă rog. Am învățat în viață și de la lucruri care nu trebuie să le mai faci dacă ajungi acolo. Aveam un fost coleg din română la Comănești, pensionar, dacă îi scăpa porumbul în mână, adică microfonul, trebuia cineva după vreo jumătate de oră să-i întrerupă. Omul erau în permanență acolo. N-am să vă plictisesc cu câteva idei. Când a venit domnul Iscu la Comănești, la metafore comăneștere, eu i-am spus la un moment dat, doamne, avea vreo câteva cărți, și câteva, 11 cărți, o cântașă din Caval. Deci l-am văzut și artist și toate ce vii mată aici la Comănești, ca să zicem și noi, uite, lupul vine la vânat, gadea gata, vine la un vânat găsit așa, adică. Și el mi-a spus că l-am înțeles, urmă, că trebuie și el înțeles. Deci, trebuie înțeles omul. Și l-am înțeles foarte bine, iar duminică, cum lucrează cel de sus, nu mai lucrează nimeni, am trecut fără să vreau, printr-o împrejurare, toată comuna Apolduri, până într-un cătun care se cheamă Cornet. Apoi atunci mi-am dat seama că Comăneșul nostru e mic față de poduri ăsta. Câte dealuri, câte... Dacă vineau cei de la Corneș și de la Cernu acolo, era și mai mic. Da, nu știu. Nu m-am dezorientat din cărți. Aveam o altfel de geografia locului, pe teren cu totul altfel, cu toate că acolo la Cornetu e un preot foarte vrednic și mi-am permis chiar să-l chem. Și astăzi să vină, că sunt prieten cu el, și o biserică extraordinar de micuță, dar foarte, foarte îngrijită, care face cinste, cum spunea, și creangă poporenilor de acolo. Și mi-am dat seama că domnul Iscu este într-adevăr un cronicar al acestei zone și un cronicar pătruns de lirism, un om care îl leg de citatul pe care îl dă domnul Isaache la început. Și spune Sfântul Ioan că Iisus era printre noi, dar nimeni nu l-a aflat. Și s-ar putea ca podurienii peste ani de zile să fie mândri că au avut un om care s-a preocupat de tot universul înconjurător și sunt acolo oameni care vor rămâne pentru eternitate. Îl felicit în mod direct, chiar dacă se pot găsi, cum spunea domnul Isaache, se pot găsi dacă vrem să căutăm cu definiția romanului, cum face el, se pot găsi hibe multe, dar nu asta ne interesează. Cârcotaș cât în cap. E tot... problema lor. Da, foarte frumos. L-am cunoscut din carte pe domnul Ușurelu, astăzi l-am
cunoscut direct și într-adevăr colegul l-a prezentat așa cum mă așteptam eu. De la masa prezidiului astăzi nu aș fi venit, vă spun sincer, nu veneam, făceam și proceduri la Comănești, dar s-a auzit că vine și domnul care n-a venit astăzi. Danilă. Pentru Danilă, că îl mai ratasem odată tot la Muinești, când eram cu Petrică Colăcel, când Danilă, când am vrut să-i dăm o carte și Petrică Colăcel e bolnav și azi mi-a dat cartea cu citatul respectiv, dar n-am cum să dă. În schimb, mi-a făcut mare plăcere să-l întâlnesc pe domnul Isache, cu care am ezitat la început. De atâția ani de zile mă gândeam că dacă nu sunteți Viorel Savin sau nu știu ce, și am tăcut. Dar după ce v-am văzut cum vorbiți, și să nu mai vorbesc de prietenul meu dinainte de Revoluție, Ion Fiercu de la Buhuș, un om care prezent în presă, eu aștept ziarul de vinerea, de mâine, dar de o bucată de timp nu mai aveți, am văzut că ați dispărut. Am trecut marți și joi. Da? Eu sunt învățat numai vinerea să iau ziarul, că și are și rubrica religioasă. Pe domnul Fiercu m-a inițiat mult în idei filozofice și în mod deosebit în Dostoievski. Să știți că ați avut acolo câteva eseuri în care este extraordinar de pătrunzătoare. Vă mulțumesc tuturor de aici din Moinești. Eu nu mai fac deosebire între Moinești și Comănești. Am spus de mult că ar trebui aici să fie o vatră de cultură foarte puternică va fi când vom fi uniți și cu ce câștigăm noi și cei din Moinești. Dacă la Bacău sunt oameni mai orgolioși și mai ambițioși, aici noi lăsăm ambițiile la o parte, ca dovadă, eu mă laud întotdeauna cu cartea pe care n-am scris-o și în cartea care am scris-o, să știți că am plâns și eu pe cioata unui copac care a fost sacrificat pentru carte. Ori, e prea mare prurii de carte acum, e prea mare, și cei aveziniți și cei scriu toți acum. Și ar trebui și editurile să pună piciorul în prag și de mâine, de azi. E marță. Da. Vă mulțumesc, vă dau și o ziare și vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și eu, domnule Ibrahim. Poftiți. Domnilor invitați, sincer nu vă cunosc, Nenea Gică, Tante Marioara, stimați invitați, sfințiți părinți, s-a vorbit foarte mult despre carte, despre care recunosc nu am citit-o, dar s-a vorbit mai puțin despre personajul cărții. Eu am să vorbesc un pic despre personajul cărții, pe care l-am cunoscut. Puțin știu din sală că în 94, când a intrat la facultate, am fost și eu în mașina aia care a avut accident. Familia, ce știe? Da, eu am dus-o la spital, la Bacău, eu am anunțat familia că nu exista telefoane mobile atunci. Plecam la Roman ca să luăm binecuvântare pentru facultatea de teologie. La Florești am avut un accident, apoi am mers la facultate, Irina a avut o bilă de 5 kg legată de mână ca să-i tragă osul. Am găsit undeva cazare prin București. Mergeam în fiecare dimineață cu ea la Pansat, că a avut o operație undeva aici. Și ea a intrat la facultate. Noi nu am intrat la facultate. Noi am încercat și al doilea an să mergem. Am fost cu părintele Mihai aici de față. Spre surprinderea noastră a intrat doar părintele Vasile la atunci la facultate, noi n-am intrat, dar a vorbit foarte frumos dânsul despre altruismul Irinei. Și am să vă spun doar câteva lucruri pe care le-am trăit. Unul a fost când
dădeam la facultate de teologie, dădeam examen oral. Și pe examen oral se întindea pe foarte mult timp. Durea până la 10, la 11 noaptea. Și noi am stat în cameră la Irina, în cămin. Și când am venit pe la 11 jumate noaptea de la facultate, de la examen, Irina ne-a primit cu o ciorbă caldă. Părintele Mihai aici e de față și poate confirma. O altă dovadă de altruism a fost când a aflat și ea că am și eu un copil bolnav de cancer și primul lucru care a făcut m-a sunat. Nu m-a sunat întâmplător, m-a sunat să mă încurajeze, să-mi spună că există posibilitate, să spună că există, să cred și să nădăjduiesc că totul va fi bine. Și nu m-a ajutat numai moral, ci m-a ajutat și financiar. Chiar mi-a trimis o sumă de 1000 de lei, pe care i-am spus, măi, tu ai problemele tale, pentru ce îmi trimiți mie? Și-a zis că nu, tu acum ai nevoie, eu mă descurc. Asta a fost unul din altruismul ei. O altă față a altruismului este cât de mult le-a iubit pe fetele Haraba, de la Comănești, cine le cunoaște, Otilia și Olivia. Așa. De câte ori o compătimea pe doamna că avea două copile bolnave. Și Haraba, accentul, nu sunt, da. Și de fiecare dată când venea de la București, mergea la ele. Tot timpul când mergea, zice, hai să mergem un pic pe la fete să vedem ce fac. Și într-o zi a fost la Felix cu Ștefănel și m-a sunat și mi-a spus că sunt o mămică fericită. Și am întrebat de ce. Și a zis că am văzut la Felix o mamă care are doi copii ca a mei. Deci abia atunci și-a dat seama că a zis că sunt fericită, că eu am unul și este cineva care are doi și sunt mai mult decât chestia asta. Ea a mers în continuare, a mers la facultate, a terminat-o, a mers împreună la mare cu părintele Mihai, a mers ani de zile cu familiile la mare și acum vă dați seama că a fost un trăsnet pentru noi plecarea Irinei. Nu putem să vorbim acum decât despre ea. Nu mai putem vorbi de ea. Doar despre ea, da? Eu știu că de acolo de sus vine din când în când să-și mângâie copiii, să încurajeze soțul, să mângâie pe mama și să ne încurajeze pe noi să ne rugăm pentru ea. Mulțumesc! Rog pe domnul Ionel Stan să mai interpreteze o melodie care se intitulează Unde stai? Unde stai? Fără semnul întrebării. Thank you.
Proprie, compoziție proprie, scrisă în anul 1970. Bravo! Mulțumim! Mulțumim! Aveți metaforile astea comăneștene extraordinare. Și, și muzică, dans aveți? Ca să vin eu. Mă bucur, mă bucur. Domnul Mihai Mănăilă vrea să ne spună câteva cuvinte. A, coleg cu Irina, da? Da, vă rog. Mulțumesc frumos. Da. Eu mă bucur că suntem aici împreună și că pot să spun câteva cuvinte. Vreau mai întâi să-l fericesc pe scriitor. Că în fiecare dimineață se trezește și are o priveliște superbă, că soarele îl sărută, să-i spunem, dimineața, deal, așa, și că acea priveliște vine tocmai din dealul Bujorii, locul de unde eu m-am născut și îl invidiez că nu pot să văd și eu această priveliște, că de multe ori mi-e dor. Și vreau să spun că citind opera scriitorului Gheorghe Jean Iscu, m-am reîndrăgostit de poduri. Pentru că acest scriitor a cântat și cântă foarte mult această zonă frumoasă și minunată. Și mai ales când citesc despre satul Valea Șoșii, parcă vine să las totul. Să zbor să vin aici acasă. E bine, acest lucru l-am făcut împreună cu Irina. Era și ea la fel de îndrăgostită de Comuna Poduri. Și ori de câte ori ne întâlneam sau ne sunam sau ne dădeam mesaje, avea așa un iz de podurism. Era o bucurie așa când vorbeam despre ideea și cântam, de fapt, ideea de a fi podurean. Și, domnul scriitor, vreau să vă mulțumesc că m-ați făcut să iubesc din nou acest sat. Când am auzit de această lansare de carte, am lăsat totul, chiar și familia. I-am lăsat acasă și am venit aici ca să mă întâlnesc cu Irina. Pentru că știam că aici este și Irina. Iar prin plecarea ei nu aș spune că a rămas un gol. Aș spune că a rămas un plin. Mi-amintesc că vinea la biserică acolo unde slujesc și distanța de la ușă până în Sfântul Altar are vreo 12-15 metri. E o mică catedrală. Și de multe ori parcă un înger mă îndemna să mă întorc uneori. Și când o vedeam pe Irina intrând în biserică cu Ștefănuț, parcă o vedeam pe Maica Domnului într-o icoană care își mângâia pruncul și care, iată, venea să se hrănească din apa vieții care era Sfânta Împărtășanie. A fost și eu pentru ea, poate, dar și ea pentru mine, un pansament. Un pansament care încercam să ne mângâiem
distanța, să spunem. Să ne mângâiem poate suferința, dar mai ales bucuria. Pentru că dacă în primii ani, când Irina nu realiza ce se întâmplă cu Ștefănuț, după aceea a reușit să-și asume ceea ce este, apropo de pasiunea de a fi, să asume ceea ce este o mamă. O mamă care a râs și care a plâns pentru Ștefănuț. O mamă care cu siguranță a plecat cu gândul la Ștefănuț și probabil că nu s-a mângâiat. Că crucea pe care i s-a oferit a fost grea, dar a dus-o cu demnitate, să știți. Pentru mine Irina a fost o pagină de Evanghelie. Pentru că atunci când intram în Sfânta Biserică, în cadrul Sfintei Liturghii, venea foarte des la Crângurele, la Găiești, foarte des venea. Pentru mine era o predică, însăși viața ei. Era un cuvânt al Evangheliei, pentru că Irina, pe care uneori am comparat-o cu Maica Domnului și nu cred că am greșit, și-a dus pe Ștefănuț cu demnitate, iar când un preot cunoaște orice, cred că orice suflet într-o parohie, cunoșteam pe cei care erau în biserică, care tot timpul se văicăreau și plângeau în zadar, fără prea multe motive. Iar Irina, care era un munte, un munte de putere, un munte de o stâncă neclintită, prin ea am reușit să vindec, să spunem în ghilimele, multe suflete. Da. A fost o evanghelie pentru mine, Irina, să știți. De aceea, nu știu cum să îmbin ideea de scriitor Iscu cu ideea de erou principal Iscu. Și m-am oprit zilele acestea la un cuvânt sau o idee a părintelui Gherasim Iscu, care m-a fascinat căutând pe o aplicație cum să ajung, ce mai e prin zona aceasta, am văzut niște străzi prin Valea Șoșii. Și era acolo o stradă, părintele preot Gherasim Iscu. Fascinant. Extraordinar. Familia Iscu, care sunteți aici, poate nu realizați ce strămoși aveți. În Valea Șoșii, iată în Valea Șoșii se naște un sfânt. Valea Șoșii este un sat care dă sfinți. Când noi ne gândim la aceste profesii, că a dat un avocat, că a dat un profesor, că a dat un preot, nu. A dat un sfânt. Iată desăvârșirea vieții unui podurean. Iar icoana aceasta a desăvârșirii este tocmai acest preot Gherasim Iscu, care vă rog așa în suflet, citiți-i viața. Citiți acum când mergeți acasă, citiți-i cum a pătimit, cum a suferit și cum a devenit sfânt. Și așa vedem cât a mucenicit, să spunem, și Irina. Da? Pentru că a fost o muceniță Irina. Nu a cârtit, n-a spus de ce, că e greu, că este ușor. Irina a fost fericită și într-o seară când era așa, mă gândesc, liniștită, m-a sunat. Mi-am amintesc că acum vreo 2 ani și întrebam, ce mi-a făcut Ștefănuț? Și ea spunea, este îngerul meu. Este îngerul meu pentru că Ștefănuț trăiește sfințenia. Sunt cuvintele Irinei, să știți. Și dacă și-a asumat această cruce a mamei, crucea profesorului, crucea copilului, și aici fac o paranteză și amintesc cuvintele profetului Simeon când s-a întâlnit cu Maica Domnului la întâmpinare, când i-a profețit Maicii Domnului că prin inima ta va trece sabie. Și
cu siguranță și prin inima părinților a trecut sabie când și-a condus copilul, noi spunem, către eternitate. De aceea, aici la sfârșitul slujbei am cântat cu toții troparul învierii. Hristos a înviat, care este pansamentul sufletelor noastre, care este pansamentul din cimitir. Pentru că în cimitir nimeni, absolut nimeni, nu moare, nu este mort. Acolo este înviere, acolo este bucurie, acolo este pace. De aceea spunea un distins scriitor, să spunem, de la prezidiu, că cimitirul este locul trecerii din pe pământ către cer. Așa că, încât, dragii mei, vreau să închei cuvântul meu, nu vreau să mă lungesc prea mult, cu gândul că această carte nu este altceva decât trecerea în veșnicia pământească a Irinei. Și dacă ar fi să spun doar câteva cuvinte despre ea, vreau doar să spun că imaginea de pe copertă este și imaginea de pe cruce. Da? În cimitir, Irina zâmbește. Zâmbește în fața morții. Pentru că Irina nu i-a fost frică de moarte. Irina a trăit ca și cum ar fi murit în fiecare zi. Și iată că într-o zi Maica Domnului a întâmpinat-o, pentru că era o zi de noiembrie, și a întâmpinat-o. Și așa cum îmi place mie să spun despre cei care au plecat, ca Dumnezeu să îi ierte și să îi îmbrățișeze. Hristos a înviat! Mulțumesc, părinte! De la Târgoviște veniți, nu? Avem acolo o scriitoare mare. Da? La Târgoviște avem la spitalul județean o scriitoare mare legată de Bacău, doamna doctor Ecaterina Botoncea Petrescu. Dacă o să auziți de ea, e și credincioasă. Mare lucru. Nu, dacă auziți de ea, dar nu să vă duceți la spital, doamne. Da. Și acum domnul Gică Iscu, tatăl Irinei, poate să zică două vorbe. E greu să poți vorbi în fața unui fapt deja împlinit, petrecut, care noi am trecut prin el. Irina, cred că este o moștenitoare a străbunicului ei, bunicul meu, Alexandru Șova, care în Jojică ăsta, cum îl polecrea bunicul, era de o inteligență rară. Eu stau chiar pe locul lui, acolo, și cred că Gena a adus-o să aibă așa sclipiri, să meargă în continuare. Dar după aceea, fata lui Alexandru Șova, fiind mama mea, n-a existat pelerinaj făcut în țară, mănăstiri sau une, se ducea mama în toate excursiile acestea, în pelerinajele ei, o lua pe Irinuca fiind prima nepoată a ei, insuflându-i acel dar de suferință, de Dumnezeu și de credință. Eu, după ce a terminat studiile liceale, i-am spus, măi, nu-i facultate pentru tine, ar fi bine să facem o altă facultate, dar ea fiind atât de mișcată de cum îi povestea mama, că și la facultatea de teologie sunt meserii la care poți să faci tot servicii de astea, dar să fii în favoarea lui Dumnezeu.
n-am putut nici cu niciun fel de relații, nici cu doamna Coca Lopes, care era mentorul ei și profesoara de limbă română, să-i schimbă destinația spre alte studii. Bineînțeles că au trebuit și alte cheltuieli suplimentare, întrucât ea în studiile liceale n-a făcut dogmatică și alte profesii care se dădea examen. După ce rezolvăm și cu meditația asta la dogmatică, nu mă gândeam și nici nu credeam că o să ia examen. Și ia examenul cu brio, reușind cu bursă. Bineînțeles că problemele financiare, eram salariat, dar și eu eram bugetar, soția în comerț, ne-am descurcat mai greu. Ea din anul 3 și-a asumat răspunderea și a profesat ca profesor de religie la două școli în București. Și nemai având nevoie de ajutorul nostru, bineînțeles că noi nu stăteam pasivi la așa ceva. După toate lucrările astea care se întâmplă în viața ei, deci tot s-au povestit despre nunți, despre persoana ei, ajunge la momentul când această Irina întemeiază familia, dând naștere la acest Dragoș Ștefănel. Acest copil care i-a măcinat și i-a suferința mai tare ca orice, luptându-se cu toate sistemele prin care trece ea, sistemul de învățământ, sistemul financiar, economic, care nu despunea ea, nu era frică și mi-a și povestit în față, zicându-mi, tată, toate sistemele le-am învins, dar sistemul sănătății nu l-am putut învinge. Și aici au avut, poate, na, ea știa ce știa. Și acest sistem, care totuși a măcinat-o mai mult, ajungând cu acest diagnostic să facă cercetări asupra familiilor, fiind aruncat programul sanitar la Ministerul Sănătății, că e din genă și așa trebuia să se întâmple, să nu cumva să mai face al doilea copil. Ea, trecând prin aceste etape, studiind, cercetând toate familiile până la cele mai adânci arbori genealogic la fiecare și la familia de la Olt și la familia din Gor și la familia de la Poduri, convinsă că nu o să mai poate face un copil și ea o să rămână cu acest copil să sufere toată viața. În cele din urmă începe pelerinajul la toate mănăstirile, la toți preoții ăștia, Teofil Pârianu, la Sâmba de Sus, nu a existat, la Gheronti Puiu, prin toate țara asta, unii o știutea, acolo s-a dus. Și i-a spus, de mai multe ori, fată, faci al doilea copil, că copilul o să fie sănătos. Așa se întâmplă. Îi dă binecuvântare de fiecare dată și face scumpa noastră de poată, Sofia Maria. Bineînțeles că așa cum ea știa despre acest sistem care s-a luptat, nu ajungeau banii. A făcut acea asociație, au trebuit bani mulți pentru operații la acest copil care să nu mai stea spasmic. Pentru că în țara noastră nu s-a putut rezolva un centru, unii sunt medicii specialiști să vină să-l poată opera, fiind mai multe cazuri, nu numai ea. O trebuie să treacă granița, să facă pașaport la copil, cazare. În Ucraina era un centru mai strașnic pentru acest diagnostic și o trebuie acolo să meargă de mai multe ori, costând câte 150-200 de milioane fiecare operație de fiecare dată, în fiecare vară când era programat. Deci, acum nu cam să critic sistemul sanitar, că sunt doctori eminenți, sunt profesori, doctori, medicina e avansată, dar ea a fost una din victimii care a suportat mai multe greutăți. În cele din urmă, după ce se termină acest program, vine acasă și ne spunea că cu toate, cum am spus, cu toate sistemele s-au luptat și a reușit, cu ăsta mai puțin.
O trebuit și-o înființat aceea, m-a spus asociație, după aceea am început cu televiziunile. A fost la Roata Norocului, a fost la multe televiziuni televizate cu acest copil, care într-adevăr i-a măcinat mult viața ei. Și în cele din urmă se întâmplă, și ne spunea și nouă, să nu vă vaccinați. Păi ziceam că suntem la o vârstă, să ne vaccinăm. Ia să nu cumva să vă vaccinați. Acum a ajuns pe acest pat al morții, pot să spun că la care și acolo a fost discriminare, că ea vedea cum era intubată, felul cum erau tratați, paturi lângă paturi. Dar pe paturi era vaccinat, nevaccinat. Discriminarea asta care a fost cu acest COVID nenorocit, care a decimat lumea. Deci, i-am dat dreptate pentru că ea simțea mai mult decât oricine, era o prezicătoare în programul ei, cum trebuie să meargă viața înainte. Și o spus, scoteți-mă de aici că ăștia mă omoară. Și, într-adevăr, când până cu intervenții, ca la, nu știu, parcă era unul din criminali, așa poți intri în așa situație, și una din surorile ei intră acolo, Mirela, și o și întrebat-o, dar ce scrie pe ea, cum era așezată cu intubarea pusă ea, și întreabă, dar ce scrie pe pat? Ce etichetă e acolo? Și Mirela nu i-a spus, i-a spus că scrie numărul patului, deci nu i-a spus că îi vaccinat și nevaccinat. Și într-adevăr trăiește încă vreo 2-3 zile, după care se stinge și ne-a stins și pe noi cu această moarte subită. Vă mulțumesc că m-ați acceptat. Bun. Da. Grasul tău cel de ochi dragi.
Mulțumim foarte mult domnului Stan Comăneștiului, care a venit cu așa formație aici, formație de comentator, de cântăreț, asta, dansatori nu-i are, dar mă duc eu la ei și rezolv. Domnul Iscu, sunteți așteptat, domnul Iscu? Zică, toată lumea era gata la nuntă, numai eu lipseam cu fata. Hai și Madale să iei cuvântul. Da, sucru. Vă dați seama că e foarte greu de mai completat, de mai vorbi ceva după atâtea și atâtea minunate lucruri și cuvinte spuse de niște oameni foarte bine pregătiți în direcția aceasta a limbii române. Te-ai recunoscut undeva? Te-ai recunoscut? Nu, nu. Iertați-mă. Deci foarte mare emoțiune. Am avut la început, acum am. Vreau să vă mulțumesc la toți pentru că m-ați onorat cu prezența și mai ales le mulțumesc celor care au făcut eforturi deosebite. De am venit cu tren, cu autobuz, cu mașină personală, cu tot. Cum au reușit să ajungă la mine. Și acum vă invit, pe toți vă invit, să mergeți așa, la Copita Căprioarei, se numește un local. Îl găsiți dumneavoastră, de la Pini, mai acolo sau mai încoace, vedeți, vedem cum se descurcă fiecare. Aici Dumnezeu încearcă să adune la un loc splendorile susului și cu cele ale josului, spre mângâierea sufletului păcătos și neast împărat al omului, încremenindu-l pentru o secundă de uimire. Chestia cu sufletul păcătos a fost inspirată de la domnul Fercu. Nu știu dacă el o ține. La, adică eu suflet păcătos? La, nu, nu, păcătos. La Agapia Azvare a spus, uite, bă, tare, sunt păcătos. Deci a zis păcătos și mie mi-a plăcut cuvântul. Nu că se potrivește, nu se potrivește. Da? Așa. În orice caz, e meritul celor care recunosc măcar că ar putea fi vorba, dar nu chiar că este. Boieri dumneavoastră, abia acum realizez că este un mare adevăr, nimic nu este întâmplător pe lume. Ne aflăm pe Valea Tazlăului Sărat, da? Suntem chiar în mijlocul văii. Am ajuns într-un colțișor minunat și binecuvântat al grădinii Maicii Domnului. Maica Preacurată și Pururea Fecioară a lui Eminescu. Eu cred că dacă nu ați aflat până acum, aflați de la mine. Dacă nu, eu am aflat de la tată și am zis o chestie. Că Domnul nostru Iisus Hristos și așa mai departe, da, ați văzut cum a trebuit aici, așa, după mine, tatăl meu, nu știu ce, și după Domnul Isache, vestitul soldat Vasile Iscu, că 9 ani a purtat centura militară pe burtă în timpul celor de-al doilea război mondial și înainte. De asemenea, nu trebuie să ne impacientăm pentru că fiecare avem un sfârșit, apropo de temă. Nu e așa, părinte Moraru? Dar, părinte Harfeni, dar, părinte și ceilalți, sigur, veți confirma. Am mai spus niște nume care lipsesc, nu contează. Chestia asta cu protejarea văii Tazlăului, Sărat, am aflat-o de la tatăl meu. Și nu știu, îmi place să cred că este adevărat. Dar dacă a spus-o tata, chiar e adevărat, din punctul meu de vedere, că acest colț de Valea Tazlăului, colț din grădina Maicii Domnului, va fi protejat de divinitate chiar și după Apocalipsă. Puteți să rețineți treaba asta și zici, bă, dar prost a fost ăla, sau a fost un idiot, sau? O zis el, eu vă garantez că așa este. Și de așa, profet, și așa v-aș invita pe toți să vă mutați pe valea asta, aveți de gând să vă luați de gând cu Apocalipsă. Așa. Am vorbit și cu mâneșenii, știu că le-am mai spus la asta, nu vă mai repet. Mă uitam cu... Și am spus că și comăneșenii sunt tot din Valea Tazlăului, numai că Tazlăul lor se numește Trotul.
E tot de pe aici, tot o apă. Așa. Bun. Acum, pentru a nu se crede că subsemnatul cu tare, mă hrănesc numai cu locuțiuni verbale, prietenii știu de ce, încă o dată vă garantez că aflați aici sub înaltă protecție divină. Atât reprezentată de preacucernicii, prezenți sau neprezenți, cât și de reprezentantul puterii locale, prezent perfect, așa, domnul Costea, și de inima mea curată și corectă, după părerea mea, Pax Vobis. Locul acesta îl face pe om, fie oare cât de păcătos, sau nu, sau nemernic, să se oprească o clipă și să se gândească, poate chiar să mediteze dacă îl duce tărtăcuța, îndreptându-și măcar o secundă partea bună a sufletului către Dumnezeu, care le știe pe toate. Vă mulțumesc! Mulțumim tuturor celor care și-au răpit o oră, două din timpul lor pentru a asculta unele bune, altele rele, cele care s-au spus aici, însă, în principal, s-a lansat o carte cu o temă extraordinară, o temă care este și tragică, dar poate din ea am căpătat și o lecție de viață pe care să o ducem mai departe și care, sigur, ne dă o speranță că putem trăi dacă respectăm anumite reguli. Sper să ne întâlnim cât de curând, că domnul Iscu este atât de prolific, scrie atât de bine și atât de repede, încât s-ar putea să avem o surpriză mai devreme de un an. Vă mulțumesc încă o dată și vă urăm să fiți sănătoși și bucuroși. Vreau doar să... Vă rog. Un loc de amin. Vreau doar să spun că asemenea oameni ca domnul scriitor Gheorghe Jean Iscu nu trebuie să moară. Nici nu va muri, prin cărțile lui va rămâne. Chiar la asta nu mă aștept.